Am revenit la ce câștigați. Bitcoin este singurul instrument financiar din istoria omenirii care are supply finit, spune Jack Mallers, fondator și CEO al Strike. Pot garanta două lucruri în viață. Primul este că voi muri, iar celălalt că vor exista doar 21 de milioane de Bitcoin, mai spune el. Bitcoin a apărut în 2009 ca metodă alternativă de plată, descentralizată de la persoană la persoană, asta după marea criză financiară din Statele Unite din 2008. Numărul maxim de Bitcoin existent este de 21 de milioane, iar la fiecare 4 ani reward-ul pentru crearea de blocuri noi pe blockchain se înjumătățește. Astfel, de-abia în 2140 va fi minat ultimul Bitcoin. De ce este Bitcoin unic? Hai să vedem. There's a market term that's used here in Chicago a lot, is demand finds supply. What do I mean by that? Silver's going to 1,000x. I will walk into my kitchen right now. I will melt all my silverware and I will sell it at market. If gold is going to rally, Elon Musk will find more on Mars. Bitcoin is, this is a super important point. Bitcoin is the only monetary instrument in the history of our species that is fixed. It does not matter how much more demand comes into the asset class, Kelly. So it is the only fixed supply asset, Kelly. It's not that complicated. It's going to go up because everything else can be issued more. Rămânem la cripto. Începe bull run-ul. Indicele fricii și al lăcomiei este la 68 din 100, cel mai ridicat nivel de la all-time high-ul Bitcoin de acum 16 luni. Motivul? Colapsul SDB și incertitudinea din sistemul financiar tradițional. Raportat la ultimele 7 zile, Bitcoin are un plus de 13,9% până la $27,700 pe unitate. Astăzi piața este dominată de roșu. Bitcoin are un minus de 1,4%, Ethereum pierde 2,3%, iar BNB are un minus de 1,8%. Se apropie sezonul altcoinurilor. Mergem la Andrei Brătu cu Crypto Influencer. Salutare! Salutare! Tehnic, bottom-ul a fost atins, dar de obicei ce urcă trebuie să și coboare, noi știm asta. Ne putem aștepta la începerea altcoin sezonului în 2023 și implicit la un bull run pe Bitcoin înainte de halving? Sincer, nu am o privire neapărat la fel de pozitivă precum o are piața în acest moment. Tocmai de asta vedem și Ethereum Grid un pic în zona de lăcomie. Acum, sigur, narativa asta cu Bitcoin se repică în momentul perfect pentru colapsul băncilor și pentru motive pentru care a apărut Bitcoin. Sună foarte bine și, sincer, e prima narativă cu adevărat frumoasă pe care o vedem în cripto. Lăsăm la o parte NFT, metavers, ce am mai avut în ultima perioadă, dar n-aș vrea să luăm lucrurile atât de tripit și să ne așteptăm deja la un bull run înainte de halving, pentru că lucrurile în continuare în economia reală nu arată deloc bine. Bun, și pentru că vorbim oarecum corelat în perioada asta, ce impact are bank run-ul și eșecul sistemului fiscal clasic asupra pieței cripto? Adică, până la urmă, e doar vorba de o încredere de moment sau, într-adevăr, vedem semnele, cum că o anume descentralizare și o altă, sau o altă cale de a ne proteja și de a folosi banii este indicată în momentul de față, când vedem totuși un colaps sau un început de colaps în sistemul clasic? Cred că vedem un început din ambele variante pe care le-ai dat tu. În primul rând, da, e clar că sistemul financiar actual este într-un impas în acest moment, este într-un moment destul de greu, prin care probabil o să trecem, la fel cum am trecut prin toate celelalte de până acum în ultimii 30-40 de ani, printr-un influx de capital care să vină, bineînțeles, printat de către guvernele centrale. Ceea ce nu ar face altceva decât să amâne deznodământul pe care îl vedem acum în față, această recesiune despre care se tot vorbește, dar pe de altă parte s-ar putea să vină într-un mod mai dureros în momentul în care va fi lăsată să apară. Acum, Jerome Powell mâine are probabil cea mai grea decizie de anunțat pe care a avut-o în timpul mandatului său și rămâne de văzut cum o să reacționeze piețele, inclusiv Bitcoin, pentru că în cazul unei pauze sau mai rău, în cazul unei scăderi a ratei dobânzilor, e clar că piețele o să ia razna, dar asta o să inducă și mai multă lăcomie și o să mai pună puțin gaz pe foc narativei ăsteia de Bitcoin care salvează situația. Mi-ar plăcea să fie așa, ar fi frumos pentru toată lumea să fie așa, dar nu știu dacă
nici măcar Bitcoin și sistemul cripto este momentan pregătit pentru un influx atât de mare de utilizatori. Mai e opțiunea CBDC-urilor pe care băncile centrale s-ar putea să o adopte în contextul ăsta. E, eu știu, o perioadă bună pentru sistemul clasic de a face cumva trecerea asta. E o soluție pentru noi, pentru cetățeni și pentru toți cei care, știu eu, avem nevoie până la urmă de un sistem de a transfera, de a folosi banii? Sigur, asta o să fie probabil cea mai răspândită știre în perioada următoare. Când spun perioada următoare, nu mă refer la cea mai apropiată, dar în următorii ani CBDC-urile își vor face încet, încet prezența în atenția publicului prin intermediul guvernelor care vor încerca să salveze puțin situația, să spună că domeniul financiar are nevoie de tehnologie, pentru că avem deja tehnologie în toate domeniile și că CBDC-urile sunt soluția. Din punctul meu de vedere, nu sunt soluția, ba chiar sunt soluția pentru un viitor mai negru decât ne dorim. Presupun că cei care știu ce înseamnă un CBDC își dau seama de riscurile la care acesta ne supune, de controlul la care acesta ne poate supune și vedem deja exemplele astea cu yuanul digital din China, care are tot felul de încercări de a avea inclusiv o dată de expirare pentru anumite sume de bani. În regulă. Bun, mulțumim, te mai așteptăm la noi. Data viitoare poate o să reluăm de aici discuția de unde am rămas. Deocamdată am rămas fără timp, așa că ne luăm la revedere și ne auzim data viitoare.